Yay! Salut de tuturor și ne-am regăsit la Kindergarten 2. Am jucat noi acum ceva timp pe canal Kindergarten 2, dar acum câteva zile am făcut un live cu Kindergarten 1. Și v-a plăcut foarte mult, dacă nu l-ați văzut, să vi-l las în descriere, să-l puteți vedea, dacă vă doriți. Și v-am întrebat pe comunitate dacă ați vrea să jucăm Kindergarten 2 pe live-uri sau în episoade și marea majoritate a zis că vrea în episoade, ca atare o să facem episoade. Asta este salvarea noastră de acum foarte mult timp, acum un an sau ceva de când am jucat și vreau acum să ne jucăm pe o salvare nouă, totul de la zero, să refacem joculețul. Cred că sunetul e puțin cam tare. Hai să zicem așa. Mai bine? Bun. Asta este camera noastră, aici vom putea aduna hăinuțe, dar momentan nu avem. Apply. Ca atare. Momentan nu avem niciun obiect, avem mission map. Bun, și avem primele 3 misiuni și practic în jocul acesta, pentru cine nu știe, mereu este marți și se repetă marțea și trebuie să faci rost de iteme. Și o să luăm misiunile frumos, uite, luăm A Tale of Two Janitors, povestea a doi îngrijitori. Aceștia sunt colegii noștri și la această misiune va trebui să vorbim cu îngrijitorul. Îngrijitorul din vechea școală. Groaznic, absolut groaznic, ceva de genul. Ce este? Ești orb? Uite-te la locul ăsta. Celălalt îngrijitor de acolo chiar nu-și face treaba. Celălalt îngrijitor fără nume. Nu-i știi numele? Ce? Nu! Dar presupun că ar trebui să-l învăț dacă am de gând să îmi fac treaba cu el. Copile, du-te și află-i numele acum. Ok. Nugget! Cum ai ajuns acolo, Nugget? Ce faci tu aici? Ajutor, Nugget e blocat! Da, văd asta. Cu siguranță nu este problema mea. Ok, deci avem niște copilași noi față de primul joc. Avem aici pe Carla. Ia uitați-o pe Carla. Salut, trebuie să fii unul din copiii noi. Eu sunt Carla. Ai cumva niște contrabandă la tine? Asta e o întrebare ciudată. Da, sunt niște vremuri ciudate. Încerc să te salvezi de la detenție. Nimeni nu intră în școală cu ceva periculos. Au un detector de metale? Da, și numele e Penny. Fata asta blondă de aici e cea mai mare pârâcioasă. Și dacă ai ceva la staff la tine, te găsești imediat. Cum faci asta? Habar n-am, dar bring anything in this. Dar nu poți să duci nimic în școală, în grădiniță, dacă nu ai o căi speciale. Can you get stuff in? Sure. Never mind, că momentan nu ne trebuie. Deci trebuie să mergem să aflăm numele acestui îngrijitor. Ce faci, băiete? Hey there, kiddo, I'm your friendly. Deci eu sunt îngrijitorul prietenos. Prietenos. Da, îmi place să cred asta. Care e numele tău? Oh, scuzele, ce nepoliticos din partea mea. Eu sunt Bob. Cei mai mulți copii se referă la mine ca fiind îngrijitorul, oricum. Poți să mă chemi așa, dacă poți să mă numești așa dacă îți dorești. Ok, stop talk. Deci am aflat numele. Numele lui este Bob. Uite câta căpățână are ăsta. Este profesorul Banner, din câte mi-amintesc. Ah, unul din noile specimene. Nu o să ne vedem prea mult. Momentan nu vorbesc cu tine, domnule Banner. Care e numele lui? Haide, am o declarație să scriu. Este Bob. Deci dușmanul meu are un nume, Bob. Ce ai de gând să faci? Ce zice codul îngrijitorilor care trebuie să fac? Îngrijitorii au un cod de onoare? Oh, nu, ai înțeles greșit ideea. E codul meu de onoare. Eu sunt îngrijitorul, am înțeles. Deci vrei să faci ceea ce faci de obicei? Desigur! Ce anume? O să-l omor și o să iau mopul. Serios? Ai înțeles? Ia această declarație de război și du-i-o lui Bob. Întoarce-te la mine când ai terminat. Va rămâne în cărțile de istorie. Ia să-i ducem noi declarația lui nenea Bob aici. Celălalt îngrijitor a vrut să-ți dau asta. O, mulțumesc, o să o citesc când mă duc înăuntru. Du-te și spune că mi-ai livrat-o. O să mă duc și o să-i spun. Ia uite-l pe Monty, sărăcuțul a rămas în scaunul cu rotile, că în primul joc, îngrijitorul l-a bătut pe Monty, săracu. Ai livrat-o? Yep. Excelent, atacul meu va fi rapid și eminent. Atâta timp cât este singur, mopul lui e la fel de bun ca al meu, I'll be sharpening my mop in the... O să-mi folosesc mopul în baia băieților. Distrează-te cu asta. Ăsta-i clopoțelul, toată lumea în avuntru. Bun. Ok, copii, profesoarea are o durere de cap.
Deci o să ne jucăm, o să stăm în liniște. Se pare că această școală are mai multe fonduri decât cealaltă, pentru că aici avem jucării adevărate. Duceți-vă și jucați-vă, dar vă rog, liniște. Ok. Ce s-a întâmplat, băiatul? Ce vrei? Sunt ocupat încercând să-mi dau seama cum să-mi iau cuțitul înapoi. Probabil e mai bine să nu și-l ia înapoi. Ok. Și acum ce ar trebui să fac? Deci, aici îl văd pe Nugget. Sunt niște jucării aici. Ia, mi-a vreun măr? Da. Cred că ar trebui să mă duc să-l văd pe îngrijitor, ia. Hei, nu poți să pleci, eu sunt responsabilă de voi, micuți monștri. Am nevoie să folosesc baia. Ei, păcat, nu am un permis pentru baie pentru această școală nouă încă. You just have to hold it. Tu va trebui să-l ții. You don't look like you can... Nu pare că mă poți opri. Pot totuși să-ți dau detenție. Aparent așa funcționează lucrurile pe aici. Ok, dăm detenție. Nugget! Vai, săracul Nugget, nu mai are o mână. What? Salut! Nugget. Lui Nugget îi place vremea. Hai că da. Hai că da. Ok. Deci îngrijitorul mi-a zis să mă duc la... Că el va fi aici la baie. Oh, bun, ești aici. Te bucuri să mă vezi? E un sentiment ciudat pentru mine. Totuși, am nevoie să mă ajuți din nou sau altfel I'm finding a... sau o să pierd bătălia. Ce? Bob se ascunde sus. Știi că spatele lui e făcut din sticlă și nu poate urca pe scări. Și ce? Cum vrei să te ajut? Am nevoie de o cheie la lift. Sunt sigur că acel mic vânzător are una. Se referă la Monty, ăla în scaunul cu rotile. Că el nu poate cobori pe scări, că e în scaunul cu rotile. Tu ești cel care l-a rănit. Și o să fac din nou dacă invalidă, dacă nu-mi dă cheia. Spune-i asta și vezi dacă ți-o dă. E în clasa de inteligenți de sus. Ok, atunci. Opa, un paznic. Stai așa, copile nou. Nu ai voie decât să folosești baia, nimic altceva. Deci am voie fără un permis? Doar până când distribuim noile cărți de permis la noi copii. Ok. Cărți de permis. Thanks for the info. Ok. Dar eu am nevoie să mă duc sus. Păcat. Doar dacă un adult o spune, în rest nu ai voie să te duci acolo. You need to go to the... Trebuie să te duci în baie sau înapoi în clasă. Nicio excepție. Dar îngrijitorul... Dacă îngrijitorul vrea să te duci sus, poate să vină să-mi spună chiar el. E funerarul tău, să știi. S-ar putea să fie funerarul tău. Mi-ai luat cheia? Monitorul de hol m-a oprit. Ok, las că-l rezolv eu. Hei, șobolan de hol, tu îi dai probleme acestui băiat care mă ajută? Regulile sunt reguli, domnule îngrijitor. Dacă vreți ca el se ducă sus, tot ce aveți de făcut este să... Presupun că aș putea să te bat până cum am făcut cu celălalt copil, then you have, then, și apoi o să ai tu nevoie de o cheie de lift. Scuză-mă, am spus că te-aș putea bate până când îți vor da ție o cheie de lift. Ok. Hei, alt monitor de hol, acum sunt doi. Ah, e ăla din joc, din primul joc. Yeah, man, what? Oh, total, ai terminat pe Stevie. Și voi face același lucru și cu tine, dacă îl vei opri pe acest copil din a mă ajuta astăzi, ai înțeles? Nicio problemă, fă ce vrei, copile. Perfect, am scăpat și de ăla. Du-te și adu-mi cheia. Mă duc să-ți aduc și cheia. Bietul Stevie. Am primit prima îmbrăcăminte, super. Fă ce vrei, omule, nu vreau să am probleme. Sunt sigur că nu vrei. Să ne un pic în baia asta. Hei, copile, aia, scrisoarea aia pe care mi-ai dat-o dimineață, era o glumă, nu? Tu ai scris-o singur, nu? Eu nici măcar nu pot citi sau scrie. Oh, nu, asta chiar e înfricoșător, dar nothing some strong words can't work out. Dar cuvintele prea puternice nu mă afectează, I'm sure it's just miss... E doar o mică neînțelegere. Putem discuta despre asta ca între adulți. Mult noroc cu asta. Eu, nu cred că asta trebuia să se întâmple. Ok, deci s-a dus, a vorbit cu îngrijitorul și a spus că era doar o neînțelegere.
Și că e bucuros că vor lucra. Am luat un Monster Moon card, fiindcă am făcut asta. Bună morală. Să-mi spuneți dacă vreți să facem... Ia stai așa. Vreau să văd dacă... Parcă era un Monster Moon card. Ce caută o canapea în baie? Sweet. Da, era un Monster Moon card. Ok, am ținut minte bine. Ce caută așa ceva în baie? Explică-mi și mie. Ok, dar trebuie să nu mă vadă profesorul Banner. Trebuie să vorbesc cu Monty. Ce... n-ar trebui să fie aici. Ești un copil stupid. Ai o cheie de lift? Desigur. Cum crezi că m-aș putea urca aici sus, fiindcă el în scaunul cu rotile nu poate să meargă pe scări? Îngrijitorul o vrea. Îngrijitorul prietenos? Îngrijitorul cel fain? Nu, celălalt. doar adu-o înapoi când ai terminat, fiindcă nu poți să cobor fără ea. O să încerc. Ce cauți tu aici? Nu ești special în niciun fel. Ieși afară. Afară, am zis. Bă, măcar nu m-au urt. Privesc partea bună. Hai să mergem să-i dăm cheia îngrijitorului. E tu, Stevie. Where's the key? Unde-i cheia? Ia-o. Bravo, copile. Ia aici un walkie-talkie. Ok. It is great. I'll let you know how the mission goes. O să te las să afli cum a fost misiunea. Mergem la război! Ok, și s-a sunat. Du-te la prânz. Nu cred că mă poți obliga să merg la prânz. Te rog, du-te. Ok, o să onorez această dorință a unui copil pe moarte. Hei, copile, copile, vino. Ce mai e acum? Fiind got a little sticky. Lucrurile au devenit cam lipicioase. Vino aici sus imediat. Sunt la prânz. Yeah, well, va fi ultima ta cină dacă nu vii aici acum. Nu cred că am voie să plec. Unul din acești copii noi trebuie să aibă o cale să te scoată. Vino aici acum sau voi avea un alt corp de curățat. Oh my god. Ok. Eu deja știu, țin minte că Carla mă ajută. Hei, copile nou. Cum e mâncarea? Cum pot ieși de aici? Vrei să cauzezi niște probleme? Pot să rezolv cu doamna de la cantină pentru o plată. $5, dar măcar o să scap de aici. Ai rătălată, copile. This won't last long, so get out while you can. Ok, deci nu va ține mult, să plec cât de repede pot. Și vedeți că aici pe măr îmi scrie că... Doamnă Margaret, uitați-vă la mine. Te rog, copile, stai jos, întoarce-te la mâncare imediat. Ok. Am scăpat. Hei, ești tu. Bănuiesc că aș putea să te las să pleci sau să ajungi ca el. Cred că e cel mai bine. Ce mai zice Stevie? Ok, aceeași chestie. Dar bine că când era cu baia, când era să mă duc... ok, nu cred că vreau să mă apropii de ăla. Asta e că e închisă ușa. Ia. Yeah. Bietul Bob. Merita mai mult de atât. Sunt un monstru. Mamă, ce grăsan par aici. Chiar că sunt un monstru. Știți și tu ce am făcut. În sfârșit, copile, te miști mai greu decât un copil who was knocked out, decât un copil care a fost lovit de un copac în circumstanțe suspicioase. Mă rog, sunt aici. Ce mai vrei? În caz că n-ai observat, am câștigat războiul. Felicitări! Apreciez suportul de la aliații mei. Ăsta ești tu, copile. Ceea ce înseamnă că acum trebuie să curățăm împreună. Să curățăm împreună? Ei bine, da. Eu sunt doar îngrijitorul. Acum, nu, de fapt, sunt singurul îngrijitor. It would be nice to have some help around here. Tocmai, deci ar fi el zice că ar fi fain să aibă niște ajutoare și tocmai și-a omorât ajutorul. Asta nu e adevărat. Tu ești ajutorul meu acum. Și încă mai am timp să-mi omor ajutorul, așa că, ok, deci ce vrei să fac? Trebuie să dau, să șterg cu mopul sângele, trebuie să te duci jos în depozitul de arme, what? And get me ceva care, aule, vrea să îl taie, că e un băiat mare. Bineînțeles, uite-te la el, e un băiat foarte mare, normal. De obicei nu lucrez cu băieți mari, pentru că e greu să-i faci să dispară. Deci du-te și adu-mi ceva, o... Deci, mie clever or a chainsaw or something. Nu știu ce înseamnă clever, nu mai țin minte, dar chainsaw înseamnă drujbă. Mi-a dat cheia. Ok. Dumnezeule, I'm going to have reabilitare la această... No, 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 nope, 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 pity, nope. Yep, yep, yep. Hai jos. Hai jos. Ok.
Păi, Angen, aceasta este ușa către dulapul îngrijitorului. Este blocată. O deblocăm, nicio problemă. Ce caută asta aici? Și ce este o grămadă de lucruri aici? Chestie foarte ciudată. Ce mai avem pe aici? Un Monster Mon card de lâncoace. Bun, ce mai avem pe aici? Deci avem, uite, cred că aici e o drujbă. O drujbă și o lopată. O să iau drujba, că n-a zis de o lopată, deci mă gândesc că ar fi utilă drujba. Nu știu ce ai avea o drujbă într-o școală, dar mă rog, într-o grădiniță, dar mă rog. Bine, îngrijitorul de fapt are multe chestii. Asta nu e cea mai ciudată chestie din grădinița asta, uite-l cum curăță. Ok, uite, perfect. La treabă. Oh, nu! Nu! Oh my god! Nu pot aștepta. Before you go, ia-i capul, îl meriți. Oh my god, what? Acum du-te la detenție. Bă, am luat detenție. Bine, 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 uite-te la toți acești copii răi. Mă aștept să învățați să vă purtați până la pauză. De fapt, până pauza se termină. Te rog, ia loc și reflectă la ce ai făcut. Și reflectă la viitorul tău. Să nu vorbiți și să nu vă mișcați până nu se sună, ați înțeles? Am înțeles foarte clar, domnule. Am spus, nu vorbiți! Nu! Ok. Bine. Deci, ai înțeles? Curat ca cristalul? Nu, nu mai zic nimic. Mișcare inteligentă. O să vedem dacă este ultima. Ok, și o să apăs Enter, că dacă mă mișc, mă omoare iar ăsta. Cafeaua de dimineață trece direct prin mine. O să mă întorc într-un moment, nu vă mișcați și nu vorbiți până nu mă întorc. Da, da. Hei, copile, copile, vino aici, avem probleme. Unde ești? Sunt la detenție. Trebuie să ascunzi capul acum. Găsește un coș de gunoi. Este unul în sala de mese. Despre ce vorbești? E acea fetiță mică, Penny. Te-a urmărit toată ziua. Trebuie să ascunzi acel cap și să oprești înainte să ajungă aici. De unde știi? Sonky, deci un copil cu un hanorac, cu o glugă, a venit aici și mi-a lăsat, a aruncat o anvelopă pe podea, aveau niște poze și chestii. Deci ci că mă urmărește Penny, fata aia cea mai mare pârâcioasă din școală. Și ce să fac după ce arunc capul? Vezi dacă poți să o faci cumva să alunece pe scări sau ceva. Cum să fac asta? Ești în clasa de stupizi, nu? Poate una din acele jucării o să meargă. O să văd ce pot să fac. Deci trebuie să luăm o jucărie. O jucărioară. Avem o păpușică sau o mașinuță. Cred că mașina, că pe păpușă nu prea alunecă. Deci în primul rând vedem că acolo e Penny. Ar trebui să pun mașinuța aici. Ok, ca să se împiedice de ea. Și apoi trebuie să arunc capul lui Bob. Ok. Penny! Oh, ia uite cine e aici. E zâmbăreață ca maică sau observ ca directoarea. Că asta e fica directoarei. Nu ar trebui să fie aici, ai detenție. Ce cauți? Mă uit după îngrijitor. O, serios? Și eu mă uitam după el. Știi unde este? Este sus. Ca să se ducă sus. Mulțumesc că mi-ai spus. Acum întoarce-l la detenție. Nu vreau să ai probleme. Ok, atunci. Asta cred că a durut. Am auzit, pot doar să asum că o mică fată rea a căzut pe scări. Așa s-ar părea. Bravo, copile, mi-amintești de mine când eram la vârsta ta. Auci. A fost un compliment. Ok. Acum să mă întorc la detenție, imediat. Bă, ce Dumnezeu. Deci, Penny a căzut pe aici, a căzut chestie verde pe jos și s-a dus în lift? What? Ok. Stăm la locul nostru, că dacă ne prinde Banner, o să o cam încurcăm. Scuzele mele, mă bucur să vă văd pe toți la locurile voastre. Asta e clopoțelul, toți cei care plătesc taxa de laborator pot veni cu mine la științe, altfel... Head over, dacă nu vă duceți la sală. Cum să plătești ca să te duci la laborator? Ce logică e asta? Mă duc la sală. Viața mea e ruinată. Nu poate fi mai rău.
Ce facem aici? Încearcă să arăți mai bine ca mine la 30 de ani. Se referă că e grasă. Ok. Bine. Hei copile, vino aici. Ce mai e acum? Suntem, we're almost home free. Suntem aproape liberi să plecăm acasă. Doar am nevoie de un mic ajutor să car ceva greu. Vrei să-l car pe Bob? Oh, nu, e mult prea greu pentru cineva micuț ca tine. Am nevoie doar să îl car pe acel monitor de hol flămând de putere pe care l-am terorizat dimineață. Nu e chiar specialitatea mea. Deci vrei să-l car pe Bob în loc? E bine pentru mine. Nu vreau să car pe nimeni. Această generație aștept leneșă. Le cer să mute un corp și de el... Și parcă e sfârșitul lumii. Ok, îl iau pe Stevie. Bun. L-am lăsat în depozitul de arme. Meet me out by the dumpster. Întâlnește-te cu mine lângă Tom Baron. Lângă locul, în spatele locului de joacă. Și o să facem asta împreună. Și dacă... Dacă trebuie și a închis. Ok. Trebuie să scăpăm de aici. Hey, wanna play catch with me and my brother? Nu invita oameni de pe stradă să pleacă să joace cu noi, Teddy? Oh, haide, Felix. Răspunsul este nu. Acum pleacă copil de stradă. Bă, ce răutăcios e Felix. Oh, bugger off, I'm playing catch with my brother. Oh, haide, Felix. Putem să ne... Poate să se joace cu noi. Nici o șansă. Pleacă acum. Bă, da, asta e chiar răutăcios. Ce zice Nugget? Nugget are mari probleme la gimnastică azi. De ce? Lui Nugget îi lipsește o mână. Oh, da. Asta văd și eu. Ok, hai să vorbim cu domnișoara Carla, care se pare că se ceartă cu Jerome plângăciosul. Dă mingea! Pleacă din linia asta. Această minge de basket e a mea. Ok, deci pot să o ajut pe Carla. I-a dat în cap profesoarei. Of! Ok, cine a făcut asta? Cine a aruncat mingea? A fost copilul lui Jerome, a încercat să-mi ia mingea și a ajuns să o arunce în dumneavoastră. Ce? E o mincinoasă? Acest copil a venit să o ajute pe această hoață care a încercat să-mi ia mingea din mână. Și a zis ce a făcut. Amândoi tăceți. Ce s-a întâmplat cu adevărat? Carla spune adevărul. Asta vroiam să aud. Jerome, do you know how bad... Știi cât de tare mă doare capul, nu? Waistband. Ok, nici nu știu cum să traduc asta. Ok, acum sunt supărată. I-a zis ceva urât adineori, că nu o doare la fel de tare ca nu știu ce. Oh, hei, oprește-te. Hei, am plecat de aici. Vin înapoi. Asta mă face să mă simt mai bine. What, că-l bate pe cerău? Bună treabă, copile, îți apreciez ajutorul. Gândește rapid și inteligent. Nici o problemă, domniță. Ok. Ia uite, numărul 1, ca mine. Vreau să iau și această chestie de pe jos. Take the glob. Bă! A fost așa repede încât... Oh my god. L-ai omorât pe Jerome? Da, și mă simt foarte bine. Și obosită. Nu e de mirare că îngrijitorul îi place când vă face rău. Doar o să plec. Part of Mr. Gale will draw symptoms, bietul Jerome just witness in first hand. Take the stick. Pot să iau bățul. Ok. Dar nu-mi trebuie bățul momentan. Ce trebuie să fac este să-l iau pe Stevie din dulapul îngrijitorului. Încă am cheia, nu știu dacă trebuie să o mai folosesc. Se pare că nu. Aoleu, ce e aici? Bă, e de la chestia aia, cred. Cred că e de la asta. Da, creează fumul ăsta îngrozitor care cred că nu mă va ucide. The best look like it could... Da, e Steve în el. Chiar că ar trebui să plec de aici. Vedeți că mi-a arătat acolo un craniu, adică mor la următoarea acțiune. Ca atare am plecat, l-am pe Stevie, trebuie să mă duc afară și afară ies pe aici. E ciudat că ies în curtea din spate prin bucătărie, dar mă rog. Albinuțe! Ia! Uite-l pe îngrijitor, în sfârșit, mai îngrijora copile. Corpses by myself, nicio șansă să mut toate aceste corpses by myself. Ai adus corpul? Da. Bun, acum, trebuie doar să le aruncăm în tomberon. E blocat, cine încuie un tomberon?
Trebuie să-l deschidem cumva. Hehehe. Ce s-a auzit? Hei copile, ai auzit asta? Sau am voci în capul meu? Am auzit? Ha. Cred că e cineva înăuntru. Vreo idee? Hai să batem în tomberon să vedem. Să dăm semisul like, deci sună ca și cum ar fi cineva înăuntru. Hehehehe. Cine bate în tomberonul meu? O, grozav, o femeie a tomberonului. Când totul mergea așa bine. Ce vreți, oameni buni? Aveți ceva mâncare pentru mine? Doar avem nevoie să folosim tomberonul. E bine, asta va avea un preț de plătit, ceva mai special decât mâncare. Ce ai nevoie? Mă uit după această băutură delicioasă verde. You wouldn't have to have any green. Dacă ai avea ceva băutură de asta verde, green goo pentru mine, acea fetiță Penny de obicei are. Deci am avea așa ceva dezgustător. Chiar am. Dar asta nu-i cumva... N-o fi oare chestia aia care era și în depozitul de arme? Chestia asta verde? Ciudat, mă rog. Da, era toxică. Delicios. Ok, și mă las să folosesc tomberonul. Să aveți o zi grozavă, băieți. La revedere. Hehe. Bine lucrat, copile. Trebuie să plecăm de aici. Bun. Ăsta-i clopoțelul. Am lăsat corpul și am plecat. Uite-o pe directoare cum ne zice papa. Zâmbind. Nugget. Bietul Nugget. Hei, copile, așteaptă. Aproape că te-am pierdut. Te rog, nu mă omoră. Să te omor? Nu am de gând să o fac. Bine, nu astăzi cel puțin. Deci, ce vrei? Pentru serviciile tale dedicate astăzi, vreau să îți ofer niște premii din război. Despre ce vorbești? Am luat niște lucruri de pe corpul lui Bob. Niște bani, un ceas, niște medicamente și asta. Ce e asta? Și am luat și un Monstermon card. Clever! Clever. Huh. E chestia aia de care zicea ăla din aur. Ce înseamnă clever, băieți? Explicați-mi și mie. Bine, pot să mă uit pe Google Translate, nu e mare chestie. E o... Cum se chema? Îmi scapă pe română. Acum nu mai știu română. E o din aia curea de unelte. Ok, mersi. If a parent sees me talking to a child, I'm going back to prison. Dacă un părinte vede... Că vorbesc cu un copil, ajung iar la închisoare. Wow. Yeah, now's a good time to leave. Acum e un moment bun să plec. Ok. Am făcut o misiune. Cureaua cu scule a lui Bob. Continuă. Haine noi. Super. Deci acum am putea să ne și îmbrăcăm puțin și avem 4 carduri de Monster Mon. Din prima misiune. Foarte tare. Well done, bine ai lucrat în completarea primei misiuni. Noi când bring de item, acum poți să aduci iteme la școală. How? E foarte simplu, știm cu toții, nu? Trebuie să ne înveți. Dar vreau să vedem ce hăinuțe avem. Deci, am putea să ne luăm asta. Ia, cum aș arăta așa? Apply. Ok, am capul cam mare. Cum aș arăta așa, de exemplu? Așa mai grăsuț. Hai să fiu așa, arăt simpatic, ok. În următorul episod o să jucăm așa. În următorul episod probabil că o să facem misiunea cu Flowers for Diana. Uite, aici am luat item-ul meu. Trebuie să-i demonstrăm domnului Cap Mare că nu suntem, că o să ne vedem, că nu suntem niște copii stupizi. Dar până atunci, băieți, vreau să văd susținerea voastră la această serie. Dacă vă place, nu uitați să dați butonul de like și noi să ne vedem data viitoare. Pa, pa!